Oameni de pe tot internetul, bine v-a regăsit, dragii mei, la un nou episod din Superflat Survival, alături de gazda voastră pufoasă, ca de obicei, prezentă la datorie. Dragilor, astăzi câteva lucruri trecute pe listă, dintre care cel mai mare este mirificul și mirobolantul. De fapt, cred că numai pe asta l-avem trecut pe listă, dacă stau mai bine să mă gândesc. Este mirificul și mirobolantul generator de piatră, pe care vreau să-l refacem și să-l facem să fie mult, mult, mult mai mare și mai rapid și mai eficient. Adică, în momentul de față, avem noi ceva piatră aici, dar, sincer să fiu cu voi, durează destul de mult să stau și să adun piatră aici. Aș prefera, în mod normal, să fac unul automat. Dar nu știu sigur dacă am resursele necesare, de fapt sigur nu am resursele necesare încă pentru a face un TNT duplicator. Din păcate nu prea avem slime ball-uri. Yep, cam aia e problemuța. Trebuie să găsim un slime chunk și să facem o fermă de slime, dar mai încolo un picuț. Până una alta o să facem un... Pisu! O să facem un cobblestone generator ceva mai mărișor, dar... O să fie totuși semi-automat, adică încă o să dărâmăm noi piatra cu pickaxe-ul. Să trăiască tanti tanța, am găsit ce-mi trebuia. Să trăiască tanti tanța, tanti 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 tanța, eu te lai pe fraier. Pac, direct, pam, 1, 2, 3, 4 din astea. Splendid, domnule. Vreau și niște cactus, gen, nu știu, hai să iau vreo... Văd că numai te-am dă. Super. Și oare să iau de la el? Melon seeds nu știu sigur dacă am, dar aș putea să iau și din astea vreo 5 în caz de orice. Și să cumpăr oare niște podzol în caz de... Hai să luăm și niște podzol. Pam. 18 bucăți văd că îmi dă. Bun. Domnule, să trăiești 1000 de ani fără reparații. Te putem debloca acum, dacă tot s-a întâmplat această mirifică tranzacție între noi doi. Mulțumim. Ești un... Oh, dar de fapt, stai, nici nu trebuia să mai cumpăr podzol pentru că o să putem să producem podzol. Puse aplingurile astea. Nu? Adică, hei, ne-am, mă, hei, pac, 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 pac. Și ar trebui să producă podzol în momentul în care crește dita mai copacul de sprus. Da, avem sprus, băbeți, avem sprus. Yes, baby. Și acum, dacă tot ne-am făcut rost de câteva materiale, mă gândeam că pe aici, pe undeva, ar fi un loc destul de bunicel, să zic așa, pentru a ne face noi marea construcție. Trebuie să mai iau numai de aici niște piatră să avem în cazul în care vrem să facem repeatere și chestii de genul ăsta. Și pe tine, ca să facem un crafting a table. Și zic eu că undeva... ce mă mănânc o talpă. Gata. Undeva pe aici ar fi... O schemă bună, că ăsta o să mai vină de aici în față, probabil, încă 1, 2, 3, 4, 5, 5 maxim, aș zice eu, cam până pe aici, și atunci am putea să începem să lăsăm un 1, 2 și un 3 și să începem construcția noastră, poate de pe aici, de pe undeva, I don't know, ceva de genul, zic și eu. Mă cam disperă că tot trebuie să sparg iarba asta de pe aici. N-ar putea să vină cineva să o ia așa cu tot cu floricele și cu totul să ne lase toată zona asta așa plăpândă și frumoasă și elegantă în așa fel încât să nu mai avem treabă cu iarba. Ar fi genial. I-aș mulțumi din suflet. And there we go. Ăla-i. Și undeva pe aici ar trebui să începem noi să facem toată schema aia, să vedem. Deci dacă... Ce o să mai iau la mine în momentul de față o să fie niște cobblestone? Yes, niște cobblestone. Deci dacă eu ziceam că clădirea asta noastră o să vină probabil până pe aici. Și 1, 2, 3, 4, 5 și atunci un 1, 2, 3, 1, 2, 3. Să zicem că aici ar veni cumva colțul clădirii. Sau ceva de genul ăla. Și pac, pac, să zicem că ăștia sunt pereții. 1, 2 și 3. Una, două. Să lăsăm două, trei blocuri cu tot cu marginea exterioară.
Da, 1, 2, 3, deci 1, 2 și undeva de aici să vină practic clădirea, doamne, asta cum zice, ferma în sine, ferma, domnule, ferma, ferma. Trebuie să-mi fac și un storage room cât de repede, pentru că văd că tot îmi strâng o grămadă de chestii din astea de pe jos și le las împrăștiate pe toate care cum pe unde apucă. Ei, așa, flăcirelele le păstrăm, le punem unii să vă punem, vă punem într-un cufăr aici, uite așa, frumos, frumos, pac, floricică. Alai. Deci în teoria mea teoreticească, ceva de gen ar trebui să vină, practic și teoretic, și asta ar însemna că undeva aici, așa, deci aici ar trebui să se formeze piatra. Și atunci hai să fim și mai precauți un pic uzi atâta și să facem așa, să nu cumva să ne stricăm lava. Aici o să vină lava, partea aia, și atunci asta ar însemna că, uite aici, pe partea asta, nu mai am sticlă. Shit. Ar trebui să vină apa. Deci, practic, ceva de genul ăsta. Și atunci, în momentul în care noi am sparge, yep. Dacă... gata, știu unde am greșit. Ăla-i. Aha. Bun, deci am greșit și aici. Am înțeles. Asta înseamnă că trebuie să mai punem niște sticlă la prăjit și să punem cu una mai sus chestia aia. Deci mai trebuie încă să vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți de sticlă. Am înțeles, doamnelor și domnilor. Am înțeles. Așadar, și prin urmare am ajuns la conceptul ăsta până la urmă. Adică avem aici o scară waterlogged ca să nu cumva să... Hehehe, prietene, te văd! I see you! Încercam și eu să explic aici o chestie și vine gușterul ăsta mic, care era tocmai să explodeze. Practic nu prea ne putem folosi de observere, din ce cauză? În momentul în care observerul detectează un bloc de genul ăsta, el trimite un impuls la piston, piston care îl împinge și observerul detectează și limba pistonului care este împinsă și se retrage, se împinge, se retrage și atunci face o chestie care se merge ceva de genul. E foarte nasol și foarte ciudat, deci nu prea putem să folosim chestia asta și atunci o să folosim, ca și până acum, torțe. Adică o să avem ceva de genul ăsta. Uite așa. Bineînțeles o să schimbăm toate blocurile astea de pe aici, pentru că o să avem la cobblestone, de nu o să avem ce să facem cu el. Și așa că dacă toți suntem aici, am zis că bă, de ce să nu facem zona asta să arate totuși uite așa frumos. Și atunci punem o torță de genul aici. De la torța respectivă o să luăm, uite așa, frumușel, un semnal și cred că pot să-l iau cu redstone, dacă stau bine să mă gândesc, pam, pam, și dacă fac asta, super, 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 super. Bun, și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ar trebui să-mi ajungă la fix, dacă stau bine să mă gândesc. Dar nu știu de ce naiba am făcut asta. Practic, aici o să vină puse cuburi deasupra. Uneori mă uimesc până și pe mine însumi. Deci, aici o să vină ceva de genul. Pam, 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 pam. Și așa. Și sunt foarte curios acum dacă... aș putea să fac treaba asta. Și treaba asta. Și treaba asta. There you have it. Și atunci să mutăm toată schema asta cu un bloc mai încolo. Pac, pac, pac. Uite, bă. Da, asta ar însemna că trebuie să mutăm și chestia asta cu un bloc mai încoace. Ceva de genul ăsta. Well, nu e așa rău. Bun, deci tu vii acolo.
Tu o să vii aici. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Și torță trebuie să acolo. Tum, tum, tum și tum. Și dacă pun acum asta aici. E semnalul prea rapid, like what the hell? Dacă pun eu un repeater și îl pun pe câteva ticuri. Ia că-s curios. E, altceva? Cred că și așa dacă îl las. Da, și merge super repede. Bun, și acum dacă noi dăm practic drumul, încerc să-l fac și pe cât de compact cu putință, adică să nu am foarte, foarte multă, foarte, foarte mult redstone pe aici împrăștiat și așa mai departe. Și cred că pe ăsta putem să-l mutăm chiar mai încoace pe una. Mă gândesc eu. Ăsta practic e colțul de la clădire, după asta mă ghidez eu în momentul de față. Și acum dacă ție ți-am dat drumul... Yeah. Merge destul de ok. Acum, se poate face să fie mult mai rapid, dar în momentul de față nu dispun de redstone-ul necesar pentru a face toată șmecheria asta să funcționeze cum aș vrea să funcționeze. Și o ia de la capăt. Yes, boy. Yes, yes, yes. Măi, oameni buni, în esență, cam tot redstone-ul care este pe aici îi cam gata, practic, dacă stăm noi bine să ne gândim. Adică avem aici detectorul de cobblestone. Practic, ăsta detectează când se formează un cobblestone aici și, adică, e foarte simplu. După cum ziceam, nu putem să folosim observer, din păcate, ar fi fost foarte mișto. Dar, în momentul în care se formează o bucățică de cobblestone aici, torța asta îi dă putere cobblestone-ului, care trimite puterea prin blocul ăsta, care trimite mai departe prin redstone, activând pistonul. Așa, după care toate chestiile astea se duc în față, e exact aceeași chestie și aici. O torță care, în momentul în care ajunge un bloc deasupra ei, îi dă putere, trece mai departe, hai să zicem curent, îi dă curent, așa? Trece mai departe curentul prin firul ăsta, sau semnal, și mai bine semnal. Trece semnalul prin firul ăsta, se duce prin repeater, ca să prelungească semnalul și ajunge să împingă, practic, toate nebunile astea încolo. Și aici avem un bad switch. E bine, ce înseamnă bad switch? Bad switch este un... detector de update-uri, ca să zicem noi așa, adică nu mai știu cum zice, bad-ul ăla vine de la ceva, dacă bine țin minte, e o prescurtare la ceva. Și practic, avem un bloc așa, un bloc așa, fix în față la pistonul ăsta. După care avem o torță de redstone, ok, cu un, cum îi zice, cu un, din ăsta, o bucățică de redstone, așa, o torță de redstone cu bucățică de redstone, Jesus, și în momentul în care o să ajungă un bloc aici, în punctul ăsta, deasupra pistonului, torța asta cumva o să detecteze blocul respectiv și o să înceapă să, o să se activeze și o să înceapă să facă aici un, ca și un fel de scurt circuit. Se prinde în continuu și aia activează practic pistonul ăsta care o să împingă în jos redstone-ul, ce se duce mai departe aici și observerele astea toate văd bucățica de redstone și activează pistoanele astea. Singura parte nasoală e că în momentul în care se întâmplă chestia asta, astea o să activeze de mai multe ori, deci o să fie ceva de un în loc să meargă cum trebuie. Și dacă îi dăm drumul la prostia asta acum și ne grăbim aici, exact despre chestia aia vorbeam. Deci practic toată nebunia asta vine încoace. Bine, ne mai trebuie încă câteva pistoane. Avem 1, 2, 3, 4, vreau să am 11 aici și să formăm un cub imens de ăsta, că practic aici avem 11. Exact ce ziceam, până ce se stinge, până ce face scurt circuit chestia asta și se stinge și restul și torța, se întâmplă lucrul ăla. Aici dacă bine mă uit avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da. Avem 11 pistoane. Și aș vrea să am 11 pistoane și în partea asta, care să împingă tot în sus și nu mai știu, cred că 13 sau ceva de genul 13 blocuri poate să împingă în sus sau poate să împingă un piston în general. De fapt, dacă stăm bine să ne uităm, la un moment dat, toată nebunia asta de aici o să fie împinsă și nu o să mai aibă unde să mai meargă. În momentul de față avem câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și asta ar fi a 13. Ia să vedem, pe asta mai poate împinge. Nu, nope, nu mai poate să mai împingă. Ce
și practic acum în momentul de față s-a blocat toată chestia asta. Deci ne-ar mai trebui încă 11 pistoane care o să împingă 13 blocuri în sus și o să fie dita mai cubul de cobblestone aici pe care o să avem o scară să ne urcăm și să-l minăm frumușel, să ne facem rost de o tonă de cobblestone. Dar trebuie să mai facem rost de unul la mână de cobblestone ca să putem să mai facem pistoane. Și doi la mână, trebuie să mai facem rost de niște quartz ca să putem să mai facem observere. E mult mai ușor din punctul meu de vedere, deși e mai costisitoare, mult mai ușor să facem cu observere toată chestia asta decât să avem pe aici repeatere și torțe și nebunie. Mi se pare mult, mult, mult mai lejer cu observerele respective. Deci numai din tot cobblestone-ul care era acolo am strâns deja vreo două stack-uri și ceva. Plus că mai am aici, deci mai putem face niște pistoane. Pam, 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 pam. Hai să mai lăsăm din chestiile astea de pe aici. O mai am încă 7, asta o să-mi fie folositoare. Tu acolo, mai avem și niște quartz, sticla nu ne mai interesează. Bun, am făcut și un pic de curățenie. Și de rest nu putem să mai facem rost prin trade-uri, nu e așa o mare problemă. Cred că am strâns și o grămadă de fier de când suntem aici și trebuie să fac cumva în așa fel încât să nu mai am gușterii ăștia pe aici. Destul de enervant să-i tot văd în continuu. Așa, și ceva de genul o să arate toată schema asta noastră, doar că în loc de 1, 2, 3, 4 o să fie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci practic o să avem până aici pistoane, uite așa. Bam. O să fie o podea de pistoane dacă stăm bine să ne gândim. Ha! Și după trebuie să facem o clădire frumoasă și interesantă la toată nebunia asta. O să fie un challenge. Și am rezolvat și toată nebunia asta. Tot ce trebuie să mai facem rost acum este de observere. Dar îs curios de o singură chestie. Dacă observerul detectează cumva well shit. Da. Se produce un circuit închis, ceea ce nu-i prea bine. Dacă da, am vreo șansă să pun chestia asta, așa n-am nicio șansă. Deci cred că o să trebuiască să fac ceva de... Dar nici așa nu-i bine. Schema în felul următor. Dacă eu pun toate astea așa și activez redstone-ul, practic în colțul ăsta nu mai e activat de nimica. Și atunci trebuie cumva să reușesc să prelungesc semnalul. Dacă fac o chestie de genul și iau torța, practic semnalul rămâne pornit din cauza că este un circuit închis, ceea ce ar însemna că ar trebui să fac așa, Jesus Christ, așa ceva. Sper să funcționeze numai. Ajunge, dar tot nu ajunge până unde trebuie. Deci cumva. Cumva ar trebui să trag semnalul ăla. Și poate să-l pun aici, dacă l-aș pune aici. Da, așa s-ar activa tot redstone-ul. Dar cum fac eu să trag semnalul de acolo? Și să-l aduc până acolo. Practic aș putea, de fapt, dacă stau bine să mă gândesc... Up, s-o spart asta. Așa. Cred că aș putea să... Sper să nu greșesc. Fac o chestie de genul. Și să fac asta. Și asta. Și atunci... Dacă eu pun, de exemplu, un repeater aici și un piston, un repeater, pardon, o chestie din aia acolo și un ăla acolo. Da. O funcționa schema? Din ce am văzut eu? Sau mi s-o părut mie? Yep, a funcționat odată și acum... A, rămâne pornită. Deci ar trebui să fac ceva de genul, poate?
Nu. Ceva de... Ah, come on! Mai trebuie un repeater. Jesus! Bă, restul ăsta începe să mă bulverseze așa un picuț că nu mai înțeleg absolut nimic din el. Câteodată. Nu tot timpul. Numai câteodată. Piatră am. Și pot să fac un repeater. Ăla-i. Hai la tăticu! Și acum dacă facem asta și punem un cub aici. A, am o vagă impresie că nu-mi pic de... A, da, pentru că e delay-ul de aici. Cum să te fac eu pe tine să funcționezi cum vreau să funcționezi? Oare? Cred că am reușit. Sper. Hai să vedem. Luăm un bloc. Țac, pac, ieșim de acolo. Ups. Deci, practic, bine, acum, chestia asta funcționează din ce cauză? Funcționează din cauză că până ce ajunge cobblestone-ul de acolo aici, durează ceva. Dar dacă ar fi o chestiuță care se împingă în continuu în față, și se împingă în continuu și în continuu și în continuu, nu prea ar mai funcționa așa cum ar trebui să funcționeze. Din nefericire. Ok. Da, din ce văd eu, e ok toată schema. Până aici suntem bine. Oh, și mai avem de săpat încolo. Oh, Jesus, nici măcar nu m-a așteptat la chestia asta. Holy moly. Pac, 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 pac. Bun, și hai să încercăm iară. Bam. Asta împinge un picuț mai repede. Și decalat un picuț colțul ăsta, dar nu e aia o problemă. E chiar ok. Chiar dacă merg de mai multe ori. Deși nu prea vreau să folosesc atâtea repeatere, dar nu prea am ce să fac în momentul de față. Dacă folosesc mai puține repeatere, e bine, o să decaleze foarte tare partea asta la altă. Și atunci e mult mai ok așa. What the hell? Am o arm... Holy moly, fratele meu. Uite-te la ei. Uite-te la ei cum vin. Am o armată întreagă, frățică. Am o armată, ești nebun la creierii capului. Bun, dragii mei, astea fiind spuse, cam atâta cu episodul de astăzi. Eu nu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine. Și o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao, les.